Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Acuapresune-Doara a aprobat anul trecut studiul de fezabilitate pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara în perioada 2014-2020, precum și indicatorii tehnico-economice ai proiectului, potrivit cărora, începând cu anul 2023, cantitatea de apă uzată deversată în rețeaua de canalizare va fi egală cu volumul de apă al utilizatorilor. Cei care deversează în canalizare și apa din fântâni vor trebui să-și monteze apometre la fântână pe cheltuiala proprie pentru contorizarea apei folosite și deversate în plus față de cea de la rețea. Adi Acuapresu Hunedoara și operatorul regional APA Prodesa, ambele părți în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, au semnat la începutul acestei luni un act adițional prin care se aduc modificări preluării cantității de apă uzată în rețeaua de canalizare. Cantitatea de apă uzată, evacuată de toate categoriile de utilizatori, reprezintă o cotă procentuală de 100% din cantitatea de apă rece furnizată. În cazul în care utilizatorul deversează în sistemul de canalizare și ape uzate provenite dintr-o sursă proprie, stabilirea cantității se va face în cota procentuală de 100% din cantitatea prelevată din această sursă. Pentru măsurarea cantității prelevate din surse proprii, utilizatorul va monta pe baza unei documentații tehnice aprobate de operator și pe cheltuiala sa un sistem de măsurare, se specifică în actul adițional semnat de cele două părți. Modificările stabilite prin actul adițional la contract vor trebui aprobate de toate consiliile locale care beneficiază de serviciile de apă și canalizare ale APA Prod Deva.